PSD-iștii clujeni se pregătesc de alegeri. După ce Liviu Dragnea a cerut sâmbătă în cadrul ședinței Comitetului Executiv organizarea de alegeri în filialele unde există conducere interimară, la Cluj se și pregătesc deja candidaturile. Primul pe listă pare să fie chiar președintele interimar, deputatul Horea Nasra. În funcție de calendarul propus la CEX, vom organiza și noi alegeri. E un exercițiu, nu se poate, de democratic pentru orice organizație. Și, bineînțeles, că în perioada următoare vom discuta în cadrul biroului cum și când vom organiza aceste alegeri. Mă gândesc serios să candidez. Mă gândesc serios. Președintele PSD Liviu Dragnea le-a cerut liderilor județeni să înceapă chiar din această săptămână pregătirile pentru alegerile interne. În țară sunt 11 județe, inclusiv municipiul București, unde filialele PSD sunt conduse de președinți interimari. Potrivit noului statut al partidului adoptat la Congresul din martie, alegerile interne se fac pe bază de delegații și nu printr-un scrutin intern.